Bun găsit! Cancerul ovarian este descoperit, din păcate, în proporție de peste 50% în stadii avansate și de cele mai multe ori șansele de supraviețuire sunt minime. Simptomele sunt extrem de nespecifice, cum ar fi balonarea sau deranjamentul stomacal. Oncologul Dragoș Median ne explică imediat de la ce apare, dar mai ales cum ne tratăm. Doamnelor, mergeți la un control ginecologic măcar o dată pe an! Domnule doctor, care ar fi simptomele care dau de gol cancerul ovarian? Din păcate, sunt niște simptome extrem de nespecifice. În general, ele sugerează mai degrabă o boală digestivă, de exemplu, balonarea sau constipația sau diareea câteodată. Sunt simptome mult mai frecvent întâlnite în cancerul ovarian decât orice altceva. Nu apar sângerări, cum apar în alte cancere ginecologice, nu apare durerea decât în stadii tardive, avansate. Așa că e un cancer care mimează orice în afară de ceea ce este el. Da, deci ne ducem clar cu gândul în altă parte. Din păcate, da. Și asta se întâmplă în mod frecvent și asta face ca diagnosticul să se pune în general, nu foarte vorbesc târziu. De România, în lume, în general, în stadii avansate. Păi și ce facem până la urmă? Cum ne dăm seama? Când ajungem la medic până la urmă? Așa cum v-am spus, cam 3 sferturi din pacienți ajung în stadii avansate. Peste tot în lumea asta e o regulă general valabilă. Probabil că un consult ginecologic o dată pe an este suficient pentru a descoperi întâmplător însă un cancer de ovar într-un stadiu incipient. Dar o strategie clară de prevenire a acestui cancer sau de diagnostic într-un stadiu incipient n-a reușit să fie stabilită. Deci nu există prevenție, decât să mergem o dată pe an la un control. Există, dacă vreți, prevenție pentru anumite cazuri particulare. De exemplu, cancerul de ovar este foarte legat de prezența unor mutații BRCA, unor mutații genetice. Ceea ce se poate face și se întâmplă în momentul de față este ca femeile purtătoare ale acestei mutații să-și facă ovarectomie, să-și scoată ovarele după 40-45 de ani în funcție de mutația determinată pentru a preveni un cancer de ovarie, ceea ce a făcut doamna Angelina Jolie, exact, celebră da. Pentru deci asta. Deci după o sarcină. După ce planning-ul familial este încheiat, după ce s-a hotărât respectiva doamnă că nu dorește să mai aibă copii. Și care sunt cauzele? Cauzele sunt multiple. Pe de o parte sunt cauzele genetice, cele pe care vi le-am spus, sau pur și simplu un istoric de cancer de sân sau de ovar. Și dacă facem acel test, putem vedea dacă avem până la urmă predispoziție. Doar predispoziție. Okay. Faptul că există predispoziție nu înseamnă că vom avea... Nu, dar e o prevenție până la urmă. Se poate face, exact, se poate face această prevenție. O altă cauză ar fi îmbătrânirea. Evident, o altă cauză ar fi activitatea hormonală a ovarului. De aceea, absența unei nașteri crește riscul de cancer. Absența nașterilor crește riscul de cancer de ovar. Pe de altă parte, un număr crescut de nașteri, peste 5, iarăși crește riscul de cancer de ovar. Alăptarea, în perioada alăptării nu există menstruație. Nu. Este un factor favorizant în sensul scăderii riscului de cancer de ovar. O menopauză care se instalează precoce, nu la 60, ci la 40 și ceva de ani, e un factor de prevenție, un factor protectiv. Pe când o menopauză tardivă sau o menarhă înseamnă prima menstruație la vârste tinere, e un factor de risc. Și diagnosticul poate fi pus doar în urma unei ecografii sau? În afară de ecografia care ridică suspiciune, întotdeauna trebuie făcute niște explorări imagistice extensive. O tomografie, RMN sau PET, pentru că de cele mai multe ori există determinări fie la nivelul epiplonului, e foița care acoperă organele din abdomen, fie la nivelul ganglionilor limfatici. În general nu e la fel de simplu ca alte cancere, în alte cancere ginecologice. Și când vorbim despre tratament? Când vorbim despre tratament, vorbim despre foarte multe lucruri, extrem de interesant. Vorbim despre chirurgie, în primul rând, clar. Aproape toate cancerele ovariene se pot și trebuie trata operate, absolut. Vorbim despre chimioterapie, există multe medicamente care pot fi folosite și cu eficiență extrem de mare. Vorbim despre hormonoterapie, pentru că, spuneam, aceste cancere pot fi și influențate hormonal. Hormonal, da. Vorbim despre tratamente genetice.
Sunt tratamente care se adresează exact acestor mutații de care v-am spus, BRCA, și ele sunt disponibile în momentul de față în întreaga lume sau în întreaga lume civilizată. Vorbim iarăși de terapii biologice, medicamente care nu se adresează neapărat mutațiilor genetice, dar care acționează la nivel molecular în scopul distrugerii acestor celule maligne. Foarte multe tratamente. Deci ca pacienți predispuși ar fi femeile la o vârstă înaintată. E un cancer care apare într-adevăr după 55-60 de ani. Au legătură și bolile endocrinologice, dacă tot vorbim de hormoni? Nu neapărat, nu neapărat. Dacă e un tratament sau nu. Dacă vorbim de tratamente hormonale, de exemplu, nu neapărat tratamente hormonale, tratamente anticoncepționale. Da. În momentul de față se consideră că anticoncepționale au efect protectiv. Mulțumim mult pentru aceste informații. Ne revedem și mâine cu alte sfaturi.